Bună ziua, dragi telespectatori, din nou Telemagazin, miercuri 15 ianuarie. În sfârșit am ieșit din toate sărbătorile. Acum revenim la viață, revenim la activitățile noastre obișnuite și tradiționale. Și avem două zile, sau de menționat două momente foarte importante. 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, despre care o să vorbim puțin mai târziu, și nu putem să trecem, nu putem să mergem în trecere pe lângă trecerea în neființă a maestrului Ștefan Petrache. Exact. Despre asta o să vorbim în continuare, dar o să mai vorbim și despre bucătărie, pentru că acolo avem nevoie de cele mai multe instrumente și ustensile pentru a ne face viața mai ușoară, da. Și în special pentru a începe diminețile gustos. Mai multe detalii despre ce avem în emisiune, urmăriți. Astăzi la Telemagazin. La 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, i-am provocat pe chișineuieni să ne recite din poemul Luceafărul. Cum le-a reușit, vedeți în câteva minute. Așa cum v-am obișnuit, și astăzi vom experimenta în bucătăria Telemagazin. La oferta zilei venim cu un aparat pentru gustări menit să vă ușureze diminețile. Evident, doar pentru voi e la cel mai bun preț. Atenție, fetelor nemăritate! Un miliardar își caută parteneră pentru o călătorie pe lună. Ce criterii are acesta pentru potențiala iubită, vedeți în emisiunea noastră. Ionel Istrati, vânat și venerat de fani. Îi dedică poezii, cântece și chiar își fac tatuaje cu chipul său. Cum comentează artistul acțiunile acestora, aflați cu noi! De fragede de asemeni, cu floare albă de cireș, și ca un înger dintre oameni, în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior, și de la crește până-n poale, plutești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii rochii, rasai ca marmora în loc, s-atârnă sufletul de ochii, ce plin de lacrimi și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești. Nu mai zâmbi, a ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești. De fragede de asemeni, cu floare albă de cireș, și ca un înger dintre oameni, în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior, și de la creștet până-n poale, plutești ca visul de ușor.
Bravo, Cristina Scarlat, salutare. Alături de noi. Bună ziua și alături Marian de Ungur. Marian Ungur. Salut, salut, acompaniată de Marian Ungur și o piesă frumoasă pe versurile lui Mihai Eminescu, Atât de fragedă, care apropo a fost scrisă chiar acum, m-am informat, în 1879. Cristina, Marian, îți mulțumesc foarte mult dacă ne lași puțin cu Cristina în asta pe canapea. Asta lasă-mi mie, așa. Și te invit pe canapea cu mine să mai stăm la taclale. Stăm cu drag. Pentru că ești prima dată la noi. Da, bine v-am găsit. Și sper că nu ultima. Și sper să vă aduc noroc și voi mie. Așa să fie. Dacă nu mă înșel, nu chiar la prima emisiune, așa, din 2020, dar printre primii. Dar printre primii, așa. Da. Cristina. Apropo, așa un mic detaliu, această melodie la această minunată poezie, aveam 13 ani când, așa, citind poezia lui Mihai Eminescu, mi s-a așezat cumva pe sufletel și câteva note muzicale. Și eu am închis mereu pagina aceasta de a scrie melodii. Părinții mi-au insistat și insistă până ziua de azi să revin la... nu știu, eu nu consider că este un talent, asta a fost un moment de inspirație. Așa că am și eu o compoziție care mi-a aparține. Mă refer acum doar la melodie. Nu ai cu ce te lăuda. Dacă tot să vorbim despre opera lui Eminescu, îți mai aduce aminte câteva titluri care, nu știu, pe tine te inspiră cumva? Eu am evident că am, nu știu, atunci când am, în perioada adolescenței, am citit și nu doar Eminescu, și Goga, și Labiș, tot materialul care se preda la școală. Dar, nu știu de ce, am avut o pasiune specială pentru poezia eminesciană. Și mai am câteva melodii, citind poezia lui Mihai Eminescu, am mai avut această inspirație să mai scriu melodii. Data viitoare în emisiune, poate mi-aduc aminte acum la care din acele poezii am notate. Da, sigur, Luceafărul. Și apropo, cu această ocazie, vă știți că se joacă foarte multe spectacole. Floarea albastră, de exemplu, la Geni. Da. Dacă tot mă întrebai de opera lui Eminescu. Și, în general, biografia lui, eu cred că în multe momente, din păcate, multe lucruri se ascund, dar noi avem ce învăța și din biografia și din creația opera sa și din dragostea lui cu față de Veronica Micle. Și iată și Eugen Doga are foarte multe melodii care au fost inspirate din dragostea lor. Da, poate să fie o lecție de viață, atât poezia lui Eminescu, cât și proza, cât și pur și simplu biografia sa. Da, și biografia. Eu cred că noi ar trebui, citind poeziile și creația scriitorilor, să atragem atenția și... ce stă în spate. Ce stă în spate, da, pentru că orice personalitate ascunde o istorie interesantă, curioasă de viață. Cristina, am să te rog să trecem la un moment mai puțin de bucurie pentru muzica din Republica Moldova sau pentru muzica românească, Ștefan Petrache. Vreau să ne spui ce te-a legat cu artistul, cu maestru, cum ați colaborat. Eu vreau să-mi exprim condoleanțe pentru toată țara, pentru că avem o pierdere foarte mare. A plecat unul dintre cei care au scris istorii în paginile culturii noastre. Așa este. Și eu m-am format ca și artist, inspirându-mă din cine a fost, este și va fi pentru totdeauna Ștefan Petrache. Personalitatea lui, forța lăuntrică, cât de atent și-a ales repertoriul, cât de mult atrăgea atenția la mesaj. Deci, el nu a fost artistul care a ales cumva melodiile simpluțe care se așează așa pe sufletel și de petrecere. El a fost un artist poloan, artist așa, desăvârșit. Uite, am avut ocazia să mă ating de domnia sa, chiar nu de mult.
A fost gala premiilor oamenilor culturii și iată, am avut eu onoarea să ofer domniei sale premiul Voce de Aur. Atunci când eram în scenă, sigur că am avut niște emoții mari, nu doar pentru că era public în sală. Emoțiile, de fapt, veneau din adâncul sufletului. Eu aveam o responsabilitate enormă să ofer un premiu unui asemenea titan a muzicii noastre. Și domnia sa a fost foarte emoționat, a fost un moment tare frumos și a fost ultima care a oferit un premiu lui Ștefan Petrache. Dacă e să vorbim, pentru că așa e primit să se întrebe de oamenii care au avut tangențe cu dumnealui, cum a fost el ca om? Din păcate, eu nu l-am cunoscut personal și nu am cu ce să mă laud. Pot să mă laud că i-am admirat creația, personalitatea, am fost foarte atent la multe detalii. Deci Ștefan Petrache a fost, așa, între ghilimele, pentru mine un profesor. Și cred că nu doar pentru mine, și pentru cei care pot, colegii mei care pot să, aș putea să le spun că sunt artiști. Nu, ne place materialul care este mai accesibil muzical, mă refer, dacă să vorbim acum despre Ștefan Petrache. Și puțini sunt cei artiști care aleg calea mai grea, de a duce totuși valoarea și puterea cuvântului, puterea muzicii adevărate. Eu am învățat asta de la Ștefan Petrache. Da, el a făcut... Din copilărie, bineînțeles, că amintirile mele vis-a-vis de acest titan al muzicii noastre vin din fragi de copilărie. Cel care a ales calea grea și cel care i-a reușit, de fapt. I-a reușit, sigur. Pentru toți cei care vor să-și ia rămas bun de la maestru Ștefan Petrache, o puteți face astăzi, pentru că corpul neînsuflețit al artistului va fi dus la Biserica Teodora de la Sihla, acolo unde puteți să mergeți astăzi pe parcursul zilei. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Cristina, eu... O să facem o mică pauză, pentru că avem și câteva provocări pentru tine în această emisiune. Vrem foarte mult să mai stai cu noi. Dar vorbim despre provocări puțin mai târziu. Deocamdată așa, ieți un suflu de aer, pentru că o să mergi la bucătărie. Să vedem despre ce vorbești acolo sau ce facem împreună cu colega mea, Tatiana Plăcintă. Până atunci, reamintesc că astăzi se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Și cu această ocazie, noi am decis să provocăm mai mulți chișinăuieni să ne recite un fragment din poemul Luceafărul, care de altfel este una dintre cele mai cunoscute opere eminesciene. Să știți că versurile clasicului sunt interpretate chiar și de raperi. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Poemul Luceafărul are 98 de strofe și a fost tradus în peste 80 de limbi. Noi am vrut să vedem dacă chișinăuenii îl mai țin minte și i-am provocat să ni-l recite cât mai original. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioară între știință și lună între stele. Din umbra falnicilor bolți, ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări, răsare și străluce, pe mișcătoare cărări, corabii negre dulce. Îl vede azi, îl vede mâine, astfel dorința-i gata, cum el... Vitam săptămâni, îi cade draga fată. Somnul nepotrivit, poziția incomodă la masa de lucru, mișcarea puțină provoacă tot mai multă afecțiune ale spatelui și coloanei vertebrale. Cea mai răspândită este hernia de disc, maladie care întinerește pe an ce trece. Să vedem cum poate fi prevenită, tratată, dar și cum antrenamentele la sală, făcute incorrect, vă pot agrava starea de sănătate. Acum, când orice domeniu și orice specialitate presupune muncă la calculator, de altfel, ducem un mod de viață sedentar. Nu mai avem timp de sport și poate că îl facem chiar greșit. Astăzi am să vă arăt ce ați făcut incorrect în sală de sport și când el devine principala cauza a herniei de disc. Prima greșeală, consider eu, este graba.
Graba de a face multe, de a obține repede rezultatul, fără a apela la specialist. Încă un moment foarte important este neîncălzirea. Se apucă de făcut exercițiile fără a-și încălzi articulațiile, fără a-și pregăti aparatul locomotor pentru activitate. Începem cu greșelile. Hernia de disc este numită și boala secolului 21. Este o afecțiune neurologică ce apare atunci când unul dintre discurile coloanei vertebrale se deplasează. Cauza apariției este sedentarismul, dar și stat într-o poziție incorrectă pe scaunul de birou. Foarte multe persoane au un serviciu sedentar de oficiu, utilizează deci scaun de rotile, nu este tot timpul așa de bun în planul ortopedic pentru coloana vertebrală. Dacă ne referim la factorul negativ, merge la transport mai mult în cazurile când toată ziua stăm la serviciu așezat sau mergem la volan și mergem la sport și imediat facem un efort mare, deci fără a face o încălzire prealabilă. Din păcate și copiii sunt care vin și se prezintă cu asemenea probleme. Mulți înțeleg sport, gata, e vorba de greutăți, ridicăm mult, tare și atunci noi ne gândim la coloană. Mulți vin și înoată în poziții incorrecte, în notul care l-au deprins de cumva cu părinții sau cu rudele, cu prietenii. Așa că îndemnul meu este să lucrați neapărat cu un specialist bun. Se consideră prim plan după eficiență, după momentele de a preveni durerile de spate, clar că este notul, pentru că el este foarte benefic pentru structura coloanei vertebrale. Să nu uităm că noi toți în perioada embrionară, când eram la mama. De aceea, mediul acvatic este foarte și foarte bun. La fel de eficientă este yoga și pilatesul. Aceste exerciții însă trebuie făcute împreună cu un antrenor. Și nu uitați, dacă e depistată la timp, afecțiunea poate fi tratată complet. Femeia trebuie să-și urmeze bărbatul până la capătul pământului. Doar în cazul unui japonez, aceasta va fi nevoită să meargă după el pe lună, la propriu. Exact, dar nu va merge după oricare bărbat, despre oricine bărbat, nu. E vorba despre miliardarul japonez Yusaka Maezawa, adică femeia asta o să-l urmeze la propriu pe lună, pe un miliardar. Wow! Departe de a fi o propunere romantică, anunțul matrimonial este postat chiar pe pagina companiei sale cu titlul Amanții Lunii. Selecția se va face în cadrul unui reality show difuzat la TV, iar femeia aleasă îi va deveni partener de viață și îl va însoți în voiajul său pe satelitul natural al Pământului. Candidata trebuie însă să corespundă unor criterii și aici, atenție, să fie necăsătorită, să aibă 20 de ani, nici mai mult, nici mai puțin, și o personalitate strălucită, să fie mereu pozitivă, să dorească să se bucure de plin de viață și să fie cineva care să iubească pacea mondială. Fetele care se regăsesc în descriere trebuie să-și lase datele de contact, începând cu data de 17 ianuarie, adică cu această duminică, iar selecția va avea loc începând de săptămâna viitoare, așa că atenție maximă, anunț matrimonial, aplicați! Aleasa va fi anunțată la sfârșitul lunii martie. Yusaku, în vârstă de 44 de ani, urmează să devină primul turist spațial care să călătorească pe lună cu nava companiei SpaceX a lui Elon Musk. Și asta în anul 2023, atunci este planificat primul zbor comercial, hai să-i spunem așa, pe lună. Până își găsește însă amanta lunii, Yusaku Maezawa se aventurează într-un experiment social. Atenție! Acesta își propune să doneze 9 milioane de dolari la 1000 de oameni aleși la întâmplare aleatoriu dintre urmăritorii săi de pe Twitter pentru a vedea cum banii vor afecta viețile acestor oameni. Wow! Japonezul consideră gestul său un experiment social serios, eu aș zice nebun. Fiind sigur că proiectul său va atrage atenția oamenilor de știință și economiștilor. Miliardarul este sigur că pe lângă un venit minim garantat care oferă starea de siguranță fiecărui om, cetățenii ar trebui să primească periodic sume de bani fără niciun fel de obligație. Eu sunt de acord cu el. Frumos. Afaceristul este cunoscut pentru interesul său pentru artă și mașini sport, dar a vorbit de multe ori și despre o lume în care banii să nu mai fie necesari. Uite așa.
Da. Apropo, ieri mi-am făcut Twitter, i-am dat follow și aștept să împartă milioanele. Deci două concursuri. Avem două concursuri la Telemagazin. În primul rând, Mireasa Lunii sau cum fața Lunii? Amanții Lunii. Ei bine, că e amanta. Telelunii. Deci se caută o femeie de 20 de ani care poate să aplice și să meargă pe lună cu un miliardar. Da. Aplicați dacă aveți 20 de ani și vă plac călătoriile spațiale. Și mai mult decât atât, dacă aveți Twitter, îi dați lui Iusacu Maezava follow pe Twitter. Dacă nu l-aveți, vă faceți Twitter acum, că cele 9 milioane se merită, nu? Da, da. Și poate cineva dintre voi va deveni norocosul lui Maezava. Exact. Și după asta să ne scrieți, să ne anunțați dacă ați câștigat sau nu. Că noi, Ion, deja văd că a luat telefonul și începe să facă Twitter. Da, eu deja. Hai să continuăm, din cauza că petrecem mai mult timp în mediul online, de exemplu să-l căutăm pe Maezava pe Twitter, nu este surprinzător faptul că imaginile noastre din vis s-au schimbat în ultimii ani. Nu mai visăm peisaje, prieteni, obiecte, dar visăm selfie-uri, influencer, celebrități, visăm SMS-uri, visăm mail-uri Twitter. Și parole blocate pe conturi. Astfel, cea mai renumită autoare, Teresa Chong, și-a reeditat dicționarul de vise de până acum și a introdus noi interpretări. Dacă ați ajuns să visați selfie-uri, SMS-uri sau emoticoane, aflați acum ce înseamnă acestea. Teresa Cheng, autoarea celei mai renumite cărți despre interpretarea viselor, a inclus cuvinte noi în dicționarul ei de vise. Astfel, atunci când visați un text SMS, acesta reprezintă gândurile și emoțiile ascunse, lucrurile pe care nu le puteți comunica în mod deschis sau care, din anumite motive, rămân neexprimate în viața reală. Emoticoanele văzute în vis sunt asociate în mod obișnuit cu persoanele și faptele care vă ridică de jos, iar mintea voastră vă încurajează să luați mai puțin în serios lucrurile. Chiar dacă emoji este unul negativ, acesta sugerează că vă îngrijorați inutil. Imprimantele sunt o manifestare a planurilor. Foile scrise, un simbol al speranței, al șansei pentru creație, iar cele albe, dimpotrivă, pot fi un semn al disperării și al lipsei de idei. Visele, care prezintă personaje sau scene din seriale TV, pot însemna, desigur, că sunteți un super fan al acestora, dar cel mai probabil e că, în astfel de situații, creierul vă îndeamnă la câteva lecții ce trebuie învățate. Dacă visați aplicații de întâlniri online, atunci subconștientul vă sugerează necesitatea unei colaborări cu cineva pentru a vă atinge obiectivele. Iar visul în care vă aflați alături de o celebritate înseamnă că rezonați cu ea și că aceasta vă poate inspira. Curios este că un telefon închis sau setat la regimul silențios indică faptul că ceva vă reține sau invers, că nu ați avea răbdare să treceți la acțiune. Pentru tine, de exemplu, e plăcut să vii la muncă? Eu vin cu plăcere la muncă, cu plăcere. În fiecare zi. Și tu? Eu la fel. Cu cea mai mare plăcere. Vin la muncă. Noi venim cu plăcere la muncă, dar alții vin la muncă ca la sărbătoare. Vorbim despre angajații din domeniul IT, care fac yoga la serviciu. Cântă, au spații de relaxare și bucate alese. Colega noastră, Iulia Sânduța, a mers la o asemenea companie și a văzut și a testat cum sunt răsfățați angajații, că poate se inspiră și alții de acolo. Cum lucrează și cum se relaxează angajații din IT, unul dintre cele mai râvnite domenii în care sigur ai vrea să activezi și tu. Au diverse spații de relaxare, iar pentru cei care adoră muzică, au chiar studio muzical. Așa muncesc angajații uneia dintre cele mai mari companii IT din Moldova. Administratorii acesteia au înțeles că spațiul de relaxare la birou este rețeta succesului. Beneficiază de ședințe gratuite de masaj. Persoanele care sunt promovate în așa metod sunt mai productive decât celelalte, mai des se relaxează și productivitatea lor
este chiar de cât mai crescută. Pentru că stau mult timp la calculator, îmi obosesc ochii și deci pot să mă duc în camera de relaxare și să joc narde. Pe piața IT a apărut și o nouă formă de recrutare care, spun specialiștii, e centrată pe necesitățile și confortul angajaților. Mai mult angajatorii sunt interesați și de hobby-urile subalternilor. După o zi epuizantă de lucru, așa o activitate relaxează și ajută să fii mai productiv pentru următoarele zile sau chiar în cadrul acestui. Noi nu avem limite de timp, noi putem veni oricând dorim aici și avem la dispoziție toată electronica, instrumentele. Concurența acerbă pentru specialiști în domeniul IT pe piață și practic în momentul ce ne dorim să câștigăm acești angajați. Avem nevoie să oferim condiții mai bune decât concurenții noștri. Angajații noștri în domeniul IT au un serviciu și o activitate foarte solicitantă din punct de vedere mental și au nevoie să facă o pauză. Statisticile arată că pe parcursul vieții petrecem peste 10.000 de ore la serviciu, la care se adaugă 1.400 de ore lucrate peste program. Deci, se pare că la serviciu petrecem mai mult timp decât cu familia. Iar noi revenim aici la Telemagazin după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! După cum v-a promis Ion, ce poate fi mai important pentru o femeie decât să stea în bucătărie? Bine, noi încercăm să vă facem vouă zilele în bucătărie mai ușoare prin faptul că vă propunem niște produse revoluționare care urmează să vă simplifice un pic lucrurile. Diminețile frumoase încep cu oamenii dragi alături și cu un mic dejun pe cinste. Și dacă tot vorbim despre mic dejun, acum, după amiază, să știți că astăzi avem pentru dumneavoastră soluția ideală, mai ales în cazul în care sunteți pe fugă, iar masa de dimineață trebuie pregătită în doar câteva minute, pentru că dejunul este foarte important să-l luați la timp. Aparatul pentru gusteri Joy de la Delimano este potrivit pentru experimente în bucătărie, dar și pentru mâncare tradițională, deja pentru voi. Dispozitivul multifuncțional 4-in-1 este ușor de folosit și manevrat. Schimbi doar plăcile și transformi un aparat clasic de sandwich într-un grill sau într-un cuptor de masă. Dar ca să nu vorbim foarte mult despre asta, e timpul să trecem la treabă și să-l testăm chiar aici în fața voastră. Cristina Scarlat este alături de mine. Cristina, salut, ți-a zis mea. Ion că urmează... Da, o încercare serioasă. Da, noi te-am invitat să cânti, după care să mai și gătești. Cristina, cum încep diminețile tale acasă? Diminețile mele foarte vesel. Am doi copii care trebuie să meargă la școală. Și care trebuie hrăniți. Care trebuie hrăniți. Apropo, din păcate, preferințele gastronomice copiilor mei nu sunt cele mai sănătoase. Eu tot încerc să-i conving. Deși Sofia mai gustă din terciuri. Aha. Ionuț, gata, tartine și tot fel din chestii astea care sunt... nu foarte sănătoase. Nu foarte sănătoase. Cristina, hai să-ți propun o variantă în care tartinele dimineața se vor găti foarte rapid și s-ar putea chiar să fie un pic mai sănătoase pentru că le gătim fără ulei, da, le gătim fără probleme. Deci, avem aparatul Delimano Joy. Este un aparat care face sandvișuri, avem sandviș, facem vafe și putem să-l folosim și pe post de grill pentru a face carne. Eu am avut grijă. Uite, asta mai tare îmi place. Exact. Ideea asta e mai bună. Iată de ce zic eu, aparatul poate fi folosit nu doar pentru mici dejune, dar poate fi folosit și la cină. Pentru că ai pus o bucățică de carne, ai pus niște legume. Perfect. Ai închis-o frumușel și el... Și legumea poți să le pui împreună cu exact, carne? Poți să le pui cu carne, dar eu cred că e timpul de preparare diferit și atunci e mai bine să fie făcute separat. Adică carnea s-a prăjit, carnea noastră este aproape gata. Ah! După care poți pune foarte ușor și legumele. Noi am marinat foarte bine carnea, de asta e suculentă. O mai lăsăm un pic aici. Apropo, hai, eu zic să începem să facem niște sandvișuri. Eu am avut grijă deja să îți pregătesc locul de muncă. Cum de obicei faci sandvișurile acasă? Ce pui în sandviș? Ce folosești? Cașcaval. Salam.
Da, se mai întâmplă și așa păcate avem. Să știi că noi toți avem păcate. Din păcate, toți avem păcate. Hai să... Eu să te las pe tine să faci sandvișurile. Da. Pentru că la asta tu te pricepi, mai ales că așa se întâmplă acasă. Între timp, eu o să încerc să fac niște vafe. Avem aluatul deja pregătit aici, ca să nu, să nu lăsăm foarte mult timp. Așa. Sincer, eu în viața mea vafe nu am făcut. Eu m-am pot apucat de treabă. Da, desigur. Perfect. Eu zic că pâinea s-o tai așa în triunghi. Da, 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 sigur. Mi-am dat seama după forma. Da, da. Să știi că suprafața este antiaderentă și asta înseamnă că nu este nevoie de să ulei. Punem ulei. Ceea ce este extrem de important, mai ales că, bun, sandvișurile știm noi, nu sunt cel mai sănătos mic dejun, dar dacă mai e nevoie să mai pui și ulei, atunci și cu siguranță... Apropo, așa un mic nuanț. Eu nu prea stau pe la bucătărie, pentru că mama mă ajută, de fapt, da. A, și acum o ocazie să vadă și mama, că mai pun mâna. Ești gospodină. Dar tu-ți imaginezi că pe mine fiecare zi mă vede mama cât de gospodină sunt. La televizor. Da, mai puțin acasă, dar la televizor cu siguranță. Dar noi toți la televizor suntem mari gospodari. Nu, eu recunosc. Eu nu mint și nu mă rușinez. Asta dar este meseria mea. Dar probabil nici nu dispui de timp. Adică cum să reușești să mai și gătești când probabil diminețile probabil tale... nu ești... Da, diminețile... Și diminețile tale cred că sunt mai târzii decât în mod obișnuit. Nu, bă, da, sunt destul de matinală. Reușești? Mai am și alt servici, da, nu am de ales. Așa, am turnat aluatul pentru vafe și îl închidem acum. Apropo, Delimano Joy are un indicator de temperatură. Așadar, în momentul în care îl conectați în priză, din prima secundă se aprinde luminița albastră. Semn că aparatul începe să se încălzească. Atunci când a ajuns deja la temperatura optimă pentru a găti, atunci luminița se aprinde galbenă, portocalie, hai să zicem portocalie. Și asta înseamnă că aparatul deja poate fi utilizat, ceea ce înseamnă că temperatura este deja potrivită. Apropo, aparatul pentru gustări Delimano Joy Family este un aparat multifuncțional, vă ajută să gătiți gustări savuroase, cum ar fi sandvișuri, pâine prăjită, vafe și gogoși. O să vă arăt acum și ce se întâmplă cu gogoșile. Doamne. Și o mulțime de alte dulciuri. Pe lângă asta, v-am spus, îl puteți folosi pentru cină, adică să gătiți carne, să gătiți legume la grătar și asta fără pic de ulei, ceea ce înseamnă că duceți un mod de viață sănătos. Doar la telemagazin, doar în cadrul acestei emisiuni, puteți să-l cumpărați cu 699 de lei, prețul inițial fiind de 1199. Îl puteți cumpăra pentru voi sau pentru cei dragi vouă. Trebuie doar să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran și curierii Top Shop vi-l aduc direct la ușa voastră și vă ajută și să învățați cum să-l folosiți dacă aveți nevoie de acest lucru. Între timp, Cristina aproape a încheiat-o cu sandvișurile. Da, da, da. Dar eu zic să lași așa pâinea cu cașcaval, să le punem deasupra, hai, să le închidem așa, okay. Și să le punem aici așa închise. Hai, așa. Așa. Între timp, hai să vedem ce se întâmplă cu carnea. Apropo, dacă tot v-am spus de indicatorul de temperatură, trebuie să știți și un alt lucru extrem de important. Uite, acum o să încerc să vă arăt asta. Deci, în momentul în care temperatura optimă a fost atinsă, 15 minute se gătește la această temperatură, după care o să vedeți că luminițele se sting și aparatul încetează să mai încălzească. Asta pentru siguranță, pentru a nu se supraîncălzi, pentru a nu avea loc accident în bucătărie, este o măsură de securitate. Da, pentru oameni căscați ca mine, de exemplu. Se întâmplă ca și cu fierul lăsat în priză. De data asta, cu Delimano Joy Family nu există astfel de risc, pentru că el se deconectează automat în momentul în care deja temperatura a fost atinsă optimă. Bine, hai să vedem ce se întâmplă cu vafele noastre. Chiar hai este să vedem. Foarte interesant. Bine, noi am gătit câteva vafe înainte de asta, dar... Fantastic. Uitați-vă ce frumoase sunt. Nu mi-am imaginat în viața mea cât de bine pot arăta vafele. Le lăsăm să se rumenească, pentru că nouă ne plac așa să fie mai rumenite. Mai rumenite. Așa. Între timp, trecem la sandwich. Hai să punem sandvișurile aici. Deci... Așa. Așa, da. Atent că e fierbinte. Eu l-am preîncălzit. Ok. Ca să fie mai... Atunci, ca să evităm tot felul de... Așa. O posibilă accidentare, eu o să am încredere în tine și pentru te rog. Eu cred că tu ai mai făcut asta. Da, noi asta la prima experiență. Așa, hai să închidem. Nu fugi sandwich. Ia fii atent, avem o buburuză aici. O buburuză?
Deci să nu, să nu fie traumată. E fierbinte aici și mi-e frică buburuza să nu aibă de suferit. Dar e frumos că avem buburuze. E semn bun, zic eu. Da, sigur. Știi cum zice mama mea, că e un suflet a cuiva. Poate e un suflet care a venit să stea și el cu noi. Așa, sandvișurile se coc. Între timp, dacă tot am vorbit despre sandviș, record culinar a fost înregistrat în Mexic, 100 de bucătari din toate colțurile lumii s-au adunat în capitala mexicană, Ciudad de Mexico, pentru a doborî un record delicios. Ei au preparat un sandviș uriaș, absolut uriaș, cu o lungime de peste 70 de metri și o greutate de 865 de kilograme. Organizatorii spun însă că, din păcate, nu au reușit să intre în cartea recordurilor Guinness și să doboare un record anterior. Sandvișul a fost preparat în doar 2 minute și 29 de secunde, adică au lucrat și la viteză. Bucătarii au folosit mai multe feluri de carne, mezeluri, roșii, ceapă, avocado și sosuri. Toți cei prezenți au primit câte o porție din delicioasa gustare. Ei au apreciat pe deplin maestria bucătarilor și au spus că a fost spectaculos să urmărească modul de preparare al sandvișului gigant. Sandvișul nostru nu este gigant, dar e o... O să fie gustos. Văd că se topește deja cașcavalul, pentru că sandvișul este destul de mare. Îl vedem pe margine. Da, dar eu așa cu toată inima. Dacă tot am spus că o să arăt încă un detaliu foarte important din acest set, este cel pentru a face gogoși. Ai gătit vreodată gogoși acasă? Nu prea. Deci, ca să pentru știți, că se prăjește în ulei. V-am zis eu, mai sunt și plăcuțele pentru a găti gogoși. Uitați-vă. E foarte simplu, faceți aluatul pentru gogoși, găsiți rețeta foarte ușor pe internet, oriunde, și turnați frumușel așa aluatul, închideți și vă ies gogoșele, pufoase și prăjește în ulei. Și nu prăjește în ulei, pentru că, în mod normal, gogoșele sunt aruncate într-o cantitate foarte mare important de ulei. Important detaliu. Da, eu zic să scoatem carnea de aici, pentru că este gata și atunci vreau să fiu sigură că o vede toată lumea așa cum e, frumoasă și rumenită. Așa. Ce frumos e! Ce e carne suculentă și uite cât de frumos arată! Așa, iată carnea. Între timp vă las să vedeți și placa pentru gogoși. Asta o să-l deconectez deja, pentru că nu mai avem nevoie de el. Așa, hai să vedem ce se întâmplă. Și apropo, dar cum se curăță? Se curăță foarte simplu. E nevoie de un singur șervețel, uite, se rumenesc. Și, apropo, se gătește destul de rapid. Sandvișurile cred că au nevoie de doar 3-4 minute ca să fie gata. Se curăță foarte ușor, e nevoie doar de un șervețel uscat care să le ștergi. Fantastic. Și, în plus, foarte ușor se demontează plăcuțele. Este un singur buton pe care apeși și placa iese și atunci e ușor să o speli și pe ea. În plus, ea poate fi introdusă și la mașina de spălat vase. Asta simplifică lucrul oricărei foarte curios gospodine. Nu uitați că acest Delimano Joy Family este la ofertă doar în cadrul emisiunii noastre, iar asta înseamnă că voi îl puteți cumpăra cu doar 699 de lei în loc de 1199, cât e prețul lui standard, și asta dacă sunați la numărul afișat pe ecran. Apropo, pentru prietenii noștri de pe Facebook, urmăritorii paginii Telemagazin de pe Facebook, dacă vreți să luați acest aparat acasă, în afara emisiei, aveți un număr de telefon acolo pe care îl puteți apela ca să-l primiți la același preț pe care îl anunțăm aici, în cadrul emisiei. Între timp, haideți să vă arătăm și ce a ieșit cu vafele, pentru că putem să le scoatem deja. Ce zici, Cristina? Ți-ar simplifica acasă lucru? Mamei, cred că. Eu am impresia că mai e nevoie. E fierbinte. Cristina, noi îți mulțumim foarte mult. Voi mare nu uitați. Drag. Vezi, acum o să-ți fie mai simplu acasă, știind că ai o soluție. Voi... Mama, ia mai mult pe la bucătărie și eu cred că o să fie util, da. O să-i ușurez puțin. Iar voi nu uitați că timpul petrecut în bucătărie, într-adevăr, nu trebuie să fie solicitant și stresant, dar trebuie să fie o adevărată aventură culinară și o plăcere care să fie chiar foarte plăcută pentru voi. Mai multe detalii despre aparatul pentru gustări de Delimano Joy Family vedeți în continuare și nu uitați, doar acum apelând în cadrul emisiunii la numărul afișat pe ecran, îl primiți practic la jumătate de preț. Dacă sunteți în pană de idei și nu știți cu ce delicii să vă surprindeți apropiații, aparatul multifuncțional pentru gustări Delimano Joy Family vă vine în ajutor. Cu ajutorul lui puteți prepara gustări calde și delicioase pentru întreaga familie. Este ușor de utilizat și ocupă puțin spațiu în bucătărie.
Datorită celor 4 pleci de încălzire incluse, puteți face sandvișuri proaspete în fiecare dimineață, gofre și chiar gogoși savuroase. Totul în doar câteva minute. Mai mult decât atât, aparatul pentru gustări de limană vă poate înlocui chiar și grillul, așa că nu aveți decât să vă invitați prietenii la un barbecue. Acum aveți posibilitatea unică de a beneficia de o reducere de 42% și de a procura aparatul multifuncțional pentru gustări de limană cu doar 699 de lei. Familia cu siguranță va fi fericită, iar oaspeții vor rămâne încântați. Acesta este simplu de utilizat, dar și ușor de curățat. Cele 4 plăci de încălzire sunt acoperite cu un strat antiaderent și pot fi curățate doar cu un prosop de hârtie sau sub jetul de apă. În câteva clipe, plăcile vor fi gata pentru o nouă rundă de gătit. Aparatul pentru gustări de limană poate fi ușor depozitat în dulap după fiecare utilizare. Astfel, puteți economisi spațiul din bucătărie. Cu ajutorul lui, timpul petrecut în bucătărie nu va mai fi stresant, iar gătitul va deveni o plăcere. Doar la telemagazin îl puteți cumpăra la un preț de doar 699 de lei. O să gătiți și o să vă răsfățați familia și oaspeții cu cele mai delicioase gustări. Am revenit, pentru că știam că vă era dor de noi. Da, și am revenit cu noutăți din showbiz. Din showbizul autohton. Din showbizul autohton. Din culisele showbizului autohton. Exact, pentru că Ionel Istrati este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de la noi. Chiar dacă acesta refuză să mai ofere interviuri și nu mai apare pe la emisiuni TV, artistul susține în continuare concerte atât în țară cât și peste hotare. Iar numărul fanilor lui crește ca pe drojdii. Exact, acesta are admiratori înflăcărați care îi dedică poezii, cântece, își fac chiar și tatuaje cu chipul nu său. Nu se poate. Să-i cunoaștem, să-i cunoaștem, să vedem ce are de spus și artistul despre asta. This is where we first met, walking on the white sand, you and me. Ionel Istrati adună de fiecare dată mii de fani la concertele sale. Aceștia cântă cu el în unison, îi aduc flori, cadouri, iar în schimb așteaptă autografe și vor să facă fotografii. Chiar și angajații poliției nu ezită să facă poze cu el. Unii însă, din dorința de a fi mai aproape de idolul lor, o iau razna de-a binelea. Chiar dacă mai de fiecare dată este practic copleșit de atenția admiratorilor, interpretul nu pare deranjat. Ba mai mult, face și băi de mulțime. Totodată, Ionel Istrati rămâne a fi unul dintre cei mai parodiați artiști din Republica Moldova și nu doar. Pe internet am găsit sute de cover-uri, indiferent de vârstă, oamenii sunt înnebuniți de piesele sale, iar unii le interpretează și la concursuri internaționale. Și dacă s-ar părea că ați văzut tot, o să rămâneți surprinși de insistența unei domnișoare din România, care de câteva luni încearcă să-și surprindă idolul. Ana Maria l-a asaltat la propriu pe Ionel Istrati cu mesaje, poezii de dragoste și videouri nu tocmai decente. Mi-am dorit să fii al meu, să fiu a ta, iubirea mea, iubirea mea. Pe lângă faptul că Ionel Istrati este unul dintre cei mai talentați artiști din Moldova, acesta a fost declarat de o revistă din Chișinău cel mai sexy burlac din showbiz, iar femeile sunt gata să facă orice pentru a-i câștiga atenția. Inclusiv își tatuează numele pe corp. Contactat de noi, artistul ne-a spus că își iubește nespus de mult toți fanii, îi respectă și îi așteaptă la concertele lui. Și de ce nu ar face-o? Videoclipurile lui Ionel Istrati au peste 140 de milioane de vizualizări, YouTube-ul fiind o sursă de venit pentru artist. Urmează!
mulți bărbați să poarte barbă înseamnă să aibă o amprentă personală și un look sexy care îi ajută să se facă remarcați. Stați aproape să aflați mai multe informații curioase. Zici că e o emisiune despre bărbați astăzi și Ionel Istrate și barbă. Dar Ionel Istrate, tu, eu am vrut să te întreb pe tine, Tatiana, tu dacă ai fi, nu știu, atât de, nu știu, fană înflăcărată, a cui artist ți-ai fi tatuat chipul? A cărui artist? Nici nu știu, trebuie să mă mai gândesc. N-ai un idol din ăsta care... ce de frumos, el, eu ce nu bine idolarizez pe nimeni. Nu știu, cumva a fost foarte simplu în viață, pentru că nu trebuie să te uiți și să vezi doar lucrurile frumoase. Artiștii sunt, de fapt, oameni, ca și noi, fiecare dintre noi. Omul pe care îl vezi la televizor, că nu doar artiștii, și actorii, oricine pe care îl vezi la televizor, noi avem obiceiul să credem că ei sunt perfecți, pentru că așa apar. Întotdeauna zâmbesc, întotdeauna sunt fericiți. De altfel, toți oamenii trec prin momente mai dificile, toți oamenii sunt obișnuiți și fiecare cu grija și problema lui. Așa că... Așa că o lecție motivațională de la Tatiana Plăcintă în fiecare miercuri la Telemagazin. Iar noi continuăm tot despre fani și despre vedete, fiind vorba. Visează să se căsătorească cu vedeta preferată. Cine, tu? Ion Orlov visează. Dacă cineva ar visa. Eu nu mai visez, gata. Am visat să mă căsătoresc cu Natalia Orrero. Serios? Da, Natalia Orrero. Când eram mic, eram fanul Nataliei Orrero. Nu știu de ce. Pentru că nu știu. Pentru că era frumoasă și pentru că... Păi și e frumoasă. Și e frumoasă pentru că am fost la concertul ei anul trecut, de 8 martie. Uh-huh. Și să știi că a rămas exact așa cum era pe vremea adolescenței noastre. Da. Bine, dar alții visează într-adevăr să se căsătorească cu artistul preferat, cu artista preferată. Și e posibil. Trebuie doar să fii la locul potrivit, în momentul potrivit. Eu n-am fost la 8 martie la palat. Vezi că ai ratat șansa să te însori cu Natalia Orrero. În subiectul ce urmează, vedeți câteva dintre celebritățile din întreaga lume care într-adevăr s-au îndrăgostit de fanii lor și au pășit împreună spre altar. Wow. Jessica Alba și Cash Warren s-au cunoscut în 2014 pe platourile de filmare ale producției Cei Patru Fantastici, în care Jessica joacă rolul lui Sue Storm, iar Cash cel al unui asistent de producție. Mare fan al actriței, el a reușit să o seducă, astfel că aceștia s-au căsătorit în 2008. În prezent, cuplul Cash-Jessica este unul dintre cele mai solide de la Hollywood. Ei au împreună doi copii. Anne Hathaway și Adam Schulman. Anne a pornit cu stâncul în prima căsnicie și asta pentru că la puțin timp după ce s-a măritat, polițiștii l-au arestat pe soțul vedete pentru spălare de bani. Actrița s-a recăsătorit câțiva ani mai târziu cu unul dintre fanii săi, Schulman, chiar dacă el a mărturisit în repetate rânduri că nu se aștepta niciodată ca Anne să-i răspundă la sentimente. I'm aware. This is your territory. It's your responsibility. So fix it. Nicolas Cage, Alice Kim. Alice lucra în calitate de chelneriță în Los Angeles, când l-a cunoscut pe Nicolas în 2004. Deși mulți i-au reproșat că are o relație cu aceasta, Cage și-a ascultat inima și a luat-o de soție. Cei doi au împreună un băiețel. Julia Roberts și Daniel Moder. În 2000, Julia se filma în filmul mexicanul când l-a cunoscut pe Daniel, care era cameraman și un mare fan al ei. Culmea, amândoi erau căsătoriți în momentul respectiv. Dragostea la prima vedere i-a determinat pe amândoi să divorțeze și să se căsătorească 2 ani mai târziu. Și dacă tot despre frumos vorbim, hai să vorbim și despre frumos. Bărbați. Pentru mulți bărbați să poarte barbă înseamnă să aibă o amprentă personală și un look care să-i ajute să se facă remarcați, așa cum eu, de exemplu. Despre frumos ai zis că vorbim. Bine, este o modalitate pentru bărbați să-și exprime masculinitatea și de a fi mai atractivi în fața femeilor, mai ales că în ultima perioadă este trendul ăsta de lumbersexual. Uh-huh. Lumbersexualii, bărbații ăștia brutali, brutali, cu barbă. Cu toporul în mână, cu barba până la genunchi. Exact. Nespălați. Exact. Nu. Mai bine spălați. Bun, nu tuturor le reușește să fie lumbersexual. Experții... De fapt, nu tuturor le reușește să-și crească o barbă deasă și frumoasă. Da. Cu genetica nu te pui, da, știi? Unii au o barbă ca la tine.
Am și eu, recunosc, am și eu niște pete aici, învârtești, da. Experții în dermatologie au prezentat motivele științifice pentru care unii bărbați nu au o barbă deasă. De ce? Hai să vedem. Aceștia au prezentat cauzele care determină ca anumitor bărbați să le crească mai puțin păr facial. Printre acestea se numără factorul genetic și cel hormonal. La nivelul firului de păr, testosteronul este transformat într-un compus chimic mai potent, care se numește dihidrotestosteron. Unii foliculi au receptori care sunt foarte sensibili la acest compus, iar acest fapt stimulează creșterea părului. Iar la bărbații care au o moștenire genetică bună în ceea ce privește creșterea părului, acest folicul reacționează mult mai ușor. Specialiștii susțin că, din punct de vedere științific, bărbații care sunt predispuși genetic să aibă mai puțin păr facial au un nivel al testosteronului normal. La fel, aceștia dezmint mitul că procedura de radere a bărbii ar stimula părul să crească mai des. Acest fapt nu este posibil, întrucât factorii care stimulează creșterea părului facial se află în structura genetică a individului. Am finisat cu încă o rundă de sfaturi utile, de teste. Exact. Am ajuns care la final și să vă alegeți produsul potrivit și am ajuns la final, într-adevăr. Vă dăm întâlnire și mâine la aceeași oră la Telemagazin, Canal 2. Exact. În fiecare zi, de luni până vineri, vă așteptăm aici ca să vă ușurăm un pic viața în gospodărie. Pe curând! Toate bune!